O nouă zi de negocieri maraton în cadrul coaliției de dreapta. Liderii PNL, USR și UDMR au discutat mai bine de 10 ore la Vila Lac despre programul de guvernare. Potrivit viitorului premier Florin Câțu, documentul ar trebui să fie gata mâine. Tensiunile nu au lipsit nici astăzi însă. Nu chiar între partide, ci chiar în cadrul PNL. Secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, a încercat să convoace biroul permanent al PNL pentru această seară. Se pare însă că acest lucru nu se va mai întâmpla după ce Ludovic Orban s-a opus. Fostul premier a declarat în urmă cu puțin timp că a respectat la negocieri mandatul dat de BPN și că nu există nemulțumiri cu privire la modul în care s-au împărțit ministerele. Ne-am asigurat că sunt măsuri care pot fi implementate foarte curând, cu impact imediat pentru România. În estimările noastre, cred că terminăm programul de guvernare mâine sau cel mai târziu luni și apoi să putem să avem un guvern investit mai curând și să putem să implementăm aceste măsuri. A fost o zi plină astăzi, un număr semnificativ de ore în care chiar am muncit. Nimeni nu e pe deplin fericit, nimeni nu e pe deplin nefericit. Suntem acolo unde trebuie să fim la momentul acesta. Progresele sunt semnificative. E un sentiment de oboseală la momentul acesta, dar e și un sentiment de progrese reale. Fiind un guvern de coaliție, de asemenea am discutat și asupra detaliilor de funcționare în interiorul guvernului, în interiorul ministerelor, între miniștri, secretari de stat, președinți de agenții. De asemenea am finalizat o orientare asupra modului în care urmează să fie definite pozițiile de rang 2 și 3